îmbrăcămintea purtată la locul de muncă ne influențează modul în care gândim. Asta arată rezultatele unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Columbia, oamenii de știință americani. Au invitat un grup de voluntari să-și aprecieze propriul grad de formalism prin prisma ținutelor lor vestimentare. Iar rezultatele au arătat că îmbrăcămintea are un impact semnificativ asupra tipurilor de procese cognitive. Cu cât ținuta era mai formală, cu atât activitatea cerebrală era mai intensă. Ținuta business, de exemplu, i-a făcut pe oameni să se simtă mai puternici, să adopte o gândire abstractă la un nivel superior, a declarat coordonatorul studiului, costumul clasic fiind văzut drept un simbol al puterii. Startup-ul People Footwear a lansat prima colecție de sneakers și poduși cu o tehnologie care promite să schimbe lumea în care trăim. Imprimanta 3D va fi capabilă în viitor să ofere aproape orice obiect ne dorim, iar pantofii casual sunt doar un simplu exemplu. Sneakers-ii vin cu o talpă realizată dintr-un material special printat la imprimanta 3D, care permite un transfer optim al aerului, permițând astfel aerisirea piciorului. Materialul folosit nu încinge piciorul, precum cauciucul, și este foarte rezistent, astfel că durata de viață a noilor sneakers este aproape dublă față de unii obișnuiți. Pantofii costă $60. Compania Tesla a anunțat că a primit peste 38.000 de comenzi pentru bateria Tesla Powerwall, acumulatorul pe care îl instalezi acasă și te scapă de folosirea curentului electric de la furnizorii tradiționali. CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că se aștepta ca Tesla Powerwall să fie un produs de succes, însă n-a anticipat un număr atât de mare de comenzi. Compania Tesla Energy a afirmat că produsul este sold out până în 2016 și că intenționează să se deschidă noi facilități de producție pentru a face față cererii uriașe. Soluția este reprezentată de o baterie care stochează energia electrică dezvoltată de panourile solare. Comercializată sub brandul Tesla Energy, bateria are o greutate de 100 de kg, cu o capacitate între 7 și 10 kWh și poate fi amplasată pe peretele casei atât la exterior cât și la interior. Cea mai ieftină versiune Tesla Powerwall va costa $3.000, iar cea mai scumpă $3.500. Primele produse vor fi lansate în Statele Unite până la finele anului. Cu mult timp înainte ca Marvel să-l transforme într-un erou universal, Captain America făcea furore în cinematografele americane. În 1944, Republic Pictures lansa primele episoade dintr-un serial considerat la acea vreme printre cele mai scumpe producții cinematografice din istorie. Interesant este că seria din 1944 venea cu o altă poveste, total diferită față de cea promovată de Marvel și cu un erou cu o identitate diferită, procurorul districtual John Garner. În loc de scut avea un pistol, iar eroul nu exista să se lupte la corp cu infractorii. 30 de ani mai târziu, Marvel lansa povestea într-o nouă prezentare, Captain America devenind eroul pe care îl cunoaștem și astăzi. Dacă vreți să vedeți seria realizată în 1944, o găsiți pe YouTube.